Uite acolo, lângă perdea, lângă dulap. Jos. Dă perdeaua la o parte. Ți-a intrat ceva în ochișor? Ce ți-a intrat în ochișor? Vezi, acolo, jos, după dulap. În spate. Mai e o pernă, acolo, în spate. Ai găsit? Aia albastră. Așa, pune-o pe pat, că a căzut. Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Ne-am trezit, ne-am îmbrăcat. Urmează să o scoatem pe Lily la plimbare. Și neapărat să mergem la cumpărături, pentru că nu mai avem pâine, în primul rând. Și copiilor le este foarte foame. Dar eu mă bucur când le mai este foame din când în când, pentru că atunci mănâncă mai bine. De exemplu, Felix s-a apucat de dimineață și a mâncat la rondele de orez. Cred că a mâncat pe 3 sau 4 rondele. Bine, a făcut firmituri în toată casa, dar a pupat. Ai pupat rondele? Da. Și au fost bune? Da. Da, normal. Și David merită premiul pentru cel mai cuminte bebeluș, pentru că a dormit azi noapte 10 ore. Da, 10 ore neîntrerupte. Bine, și când s-a trezit, îi era o foame de m-ar fi mâncat cu totul. Cu totul. Așa de foame de-a fost. N-ai mai stat așa de mult fără să papi. N-ai mai dormit așa de mult. Da, eu știu că asta este doar așa, harul lui Dumnezeu, că dorm copilașii și dorm destul de bine și David. Bine, Felix a trezit puțin, dar a dormit destul de repede înapoi. Daniel a dormit cu mine, dar, per total, am dormit cu toții bine și ne-am odihnit și spun, asta este doar harul lui Dumnezeu, că ne putem odihni noaptea, astfel încât ziua să putem face toate lucrurile pe care trebuie să le facem și să mă pot îngriji de copilași, să putem merge împreună, pe afară, la cumpărături și așa mai departe. Ați ai? Hai să îi adunăm și pe ceilalți copilași, să ne încălțăm și să plecăm. Da? Ce plecăm? Da. Ți-e fomică? Da. Ce trebuie să cumpărăm de la magazin? Pâine? Și ce mai cumpărăm de la magazin? Apă, zi, pepene. Pepene. Nu mai băga aia în guriță, ca aia lui David. De fapt, nu. De fapt, este a lui Felix. A primit-o Felix când era micuț, dar acum este a lui David. Girafa Sofia sau cum o cheamă. Da. Acum este a lui David. Da, mama. Apa, da. Da, pe acolo a curs apa când a plouat. Mai ții minte când a plouat? Da. Azi când am fost afară era un soare și ardea atât de tare și acum bate un vânt și s-a înnorat și s-a întunecat și cred că vine ploaia și îmi pare rău, așa că voiam să mai ies cu copilașii astăzi, dar la ce vânt bate afară nu cred că o să mai putem. Dar am profitat, la cum zicea Melissa ieri, că, na, ieri dacă am fost plecat de acasă cu toții, toată ziua, aproape, a trebuit să recuperăm astăzi, să facem așa un pic de curățenie, să dăm cu aspiratorul, să băgăm la spălat, că avem o grămadă de rufe de spălat, azi vreau și să calc, pentru că se adună și nu vreau să se mai lasă să se adune, pentru că am coșmaruri când se adună prea multe rufe. Și l-am și pe acest bebeluș, campionul bebelușilor cu minți. Da. Iubesc, ia până pe partea asta. Ia, uite-te aici. Uite-te aici, da. David. David. Ce-ai văzut acolo? A văzut el ceva mai interesant pe partea aia. Na, și cam cu asta o să ne îndeletnicim. Acum copilașii mai mari dorm, pentru că s-au trezit cam de vreme astăzi. Și mi-am băgat la somn și s-a trezit acest prechindel. Ziua nu prea li se suprapune programul de somn, dar nu e problemă că
cu Davici așa nu pot să spun că mă încurc așa să fac ceva sau că aș vrea să fac ceva, nu mi-aș mă lasă Davici. Că oricum, prea multe ori nu putem să facem, că trebuie să facem liniște ca să doarmă cu plași mai mari. Așa că profit de timpul ăsta și suntem împreună și gângurim și povestim și ne iubim. Deci ai, că ai și tu nevoie de timp doar pentru tine. Ia, hai să ne acegem acea. Avala. Uite, ești dita mai bibelusiu. Ești dita mai bibelusiu. Ești mai ales și cu minte. Hai, bine acea. Uite acea. Și stăm noi să-ți povestim acum. Da. Acum sunt aici, numai pentru tine, ochi și urechi. David. Bibelusiu. Bibelusiu, așa de atenție, uite și când vorbim cu Florin pe WhatsApp și așa face ochii mari când îi aude vocea și se uită să vadă de unde se aude vocea lui. De unde se aude vocea lui? De la telefon. Așa, apropo, a mâncat mai devreme. Așa, s-a ieșit și bulișor afară. A ieșit și bulișor. Banana. Ieri n-am mai filmat, așa că m-am avut așa un moment în care nu m-am simțit prea bine. M-am dus mult mai optimistă, dar îmi lipsește Florin foarte mult și nu îmi lipsește așa pentru că nu reușesc să fac față cu lucrurile care sunt de făcut. Pur și simplu îmi lipsește el ca persoană, să fie el lângă mine, să putem discuta, să mâncăm împreună, să bem cafea împreună. Îmi lipsește foarte mult el. Și pe lângă faptul că oricum, da, clar, copiii mă solicită și au nevoie mai mult de mine și nici nu am avut așa ce să filmez, dar ieri i-am simțit lipsa foarte tare. Simt așa că zbor cu o singură aripă. Nu este lângă mine. Da, și mi-e dor de el, pentru că, na, clar, îl iubesc și vreau să fie lângă mine, nu? Asta înseamnă când iubești pe cineva că îți dorești să fie lângă tine, mama, să fie aproape de tine, să faceți lucruri împreună. Ți-e dor de tati? Matinalule! Cum deschide ochii, gata, lui e foame. Și azi noapte? Azi noapte, de ce te-ai trezit? De tu, mama! N-ai venit să mă iei să dorm acolo cu tine. Deci, ne băgăm la somn. Daniel vine să doarmă cu mine. Noaptea vine cu David, se trezește să mănânce. N-am mai dormit așa ca ursulețul multe ore. S-a trezit, a mâncat la 3-4 ore, a tot mâncat. Chizi care este ok și este perfect normală, că doarme repede după. Dar ne băgăm la somn. Daniel vine să doarmă cu mine aici. Pe la 2 se trezește Felix. Mă ia să merg să dorm acolo, lângă el, la el în cameră, pentru că lui nu-i place să-și schimbe patul. Merg să dorm acolo cu el, mă pun la Daniel în pat, dacă tot e liber. Stau, cred că vreo oră și ceva, eu nu mai pot, adorm, el se ridică, nu făști un pic, stai așa. El se ridică de 15 ori să bea apă, bineînțeles, trebuie să-l ajut, să-l întreb dacă e sete, adică să se simtă băgat în seamă, să-l învelesc, să nu știu ce. După aceea de asta doarmă, eu oricum ațipeam de 10 ori acolo pe minut. Se trezește Daniel. Când m-a găsit aici lângă el, se mârăie așa, vine, mă caută. I-am spus să vină înapoi în pat, că doarme Felix și vin. Bineînțeles că n-a avut să se pună și el acolo grămadă. Și paturile alea sunt mici ca să stai doi în pat. Ne punem acolo, ne înghesuim un pic, așteptăm să doarmă Felix. Adorme Felix, hai înapoi. Deja era, cred că, vreo 3 și un sfert, 3 jumate. De pe la... Când ai venit oare prima dată? Pe la 1? 1 și un pic. Acum cred că trecuseră vreo 2 ore, nu? Zic, hai Daniel înapoi la noi în pat. Adică nu la nouă, la mine în pat. Venim, ne punem, îmi găsesc și eu locul, dau să adorm, Dumnezeu, deja se făcuse ora să mănânce David. Dar n-au trecut jumătate de oră de când m-am pus în pace, am adormit iarăși, m-am trezit, i-am dat să mănânce. Și tot așa. Și dimineața cine e aici cel mai treaz? Cine e cel mai treaz? Mama.
hai, așa am zis și noaptea. Dar mi-e drag de el că vine așa și foarte în liniște, deci nici nu se mai vine așa și mă mângâie și îmi șoptește: mama, mama, hai. Dar așa parcă să merg cu el, dar să nu mă deranjeze, nu știu, așa de drăgălaș cu mânuțele lui micuțe, așa când numai un pic să mă atingă: mama, mama, hai. Așa faci tu, să nu-l trezești nici pe bebe, așa-i? Nu. No. Ești foarte drăgălaș. Dar de ce te trezești? Trebuie să dormi în continuare la tine în pat. Ia ori, biscuiții ăștia n-au fi expirați? Că-s de când i-a primit menica de la școală. Două. Ia să vedem, scrie ori undeva? Sau ăștia, ăștia nu expiră. Ăștia sunt buni pentru totdeauna. Chia, acolo scrie ceva, ia să vedem. A, 27 februarie 2023, deci poți să-i mănânci mult și bine de acum încolo. Nu poți să te scarpini? Aici. Unde? Aici. Te mai mănâncă? Uh-huh. Păi desfă-ți o mânuță. Ia, dă drumul cu o mânuță și scarpină-te. Hop. Mai vrei? Hai, scarpină-te și te pui înapoi. Felix a dormit de prânz, că este somn și n-am cum să-l las fără să doarmă, pentru că până diseară pică în cap de oboseală, deci el trebuie neapărat să doarmă la prânz. Daniel a zis că lui nu este somn, deși nici el nu rezistă până diseară, deja parcă îl văd pe la vreo 6-7 că este somn, dacă nu chiar mai repede. Melissa uneori doarme, uneori nu. Astăzi n-a vrut să doarmă, așa că oricum eu n-am nicio șansă să mă bag la somn sau ceva, pentru că David se joacă și cam asta face. Deci trage de jucării pe acolo, se joacă, este vesel, a popat. A și dormit, ce-i drept, a dormit ceva, că după ce ne-am întors de la cumpărături, cred că era vreo 10 fără ceva, și să mai fi stat până pe la vreo 10 jumate. Ceva de genul ăsta, 10 jumate, 11 fără. După care a trebuit să-l bag la somn, că era somn. Ha, ți-ai dat seama că filmezi? Ți-ai dat seama că filmezi? Cucuc! Cucuc! M-ai prins. Da, și oricum, mai am aici niște rufe de pus la loc. Voiam ieri să calc, dar n-am reușit. Poate reușesc astăzi și trebuie să fac ceva de mâncare. Așa că nu am nicio șansă să mă bag la somn, dar dacă nu dorm copiii mari, e posibil ca diseară să ia somnul mai repede. Deși uneori am observat că parcă cu cât sunt mai obosiți, cu atât adorm mai greu seara și parcă nici nu se odihnesc la fel de bine dacă sunt obosiți, cel puțin așa am observat eu. De multe ori, vai, să vezi ce o să doarmă, că atâta s-au jucat, atâta au alergat, au făcut și de-aia și de-aia altă și sunt așa de obosit și o să doarmă toată noaptea. Și de multe ori fix atunci se trezesc, de mai multe ori decât dacă nu ar fi fost la fel de obosiți. Nu, în fine, să mai pun aici o, două, trei lucrușoare la loc. Să pun mâncarea pe foc. Mă gândeam să fac ceva mâncărică de cartofi, dar nu o să fac așa foarte multă. Acolo două porții și să vedem ceva supică iarăși, pentru că copiii vor supă. Felix era de dimineață, cerea supă, dar nu mai am, o să fac acum. Deci el ar fi mâncat și la micul dejun supă, nu? În fine, asta vreau să fac acum, vreau să pun hăinuțele la loc. Am terminat de făcut mâncare. Aici am supă, nu ala mai mare, bine, n-am făcut nici pe aia plină. Și aici am mâncărică de cartofi. N-am făcut multă pentru că nu știu dacă mănâncă. Uneori mănâncă, alteori mănâncă și atunci să nu fie prea multă.
Trebuie să-i punem mâncare și lui Lili și cutiuța ei este goală, pentru că aici ținem așa cât îi dozăm și să o umplem de acolo sus. Mama? Mâncarea lui Lili, dar trebuie să umplem, că nu mai are mâncare. Mama? Ceva? Aș vrea să zic ce umple. Uite, umple. Uai, o cutie dragă de mâncare. Da, n-ai știut? Nu. N-ai văzut-o niciodată. Adevărul că era ascunsă tare. Ascunsă tare. Aia e de zbate. Da. Mi-a plăcea și mie așa o mare de nesă. Așa. Și asta cred că îi ajunge așa vreo 1000 de ani. Ai 1000 de ani, vreo, nu știu, 5 zile dacă îi ajunge. Ha, nu mă duc. Ei mănâncă de 2 ori pe zi. Nu, doar de două ori, dimineața și seara. Deci, noi mâncăm și la prânz. Păi, noi mâncăm, da. Ea nu mănâncă. Chiar dacă... O, poți să știu pe acolo, te rog. Asta, asta, asta. Ajungi? Mulțumesc. O, chiar dacă ea își pune de trei ori pe zi, tot mănâncă. Mănâncă dimineața și seara, atât. Și doar dacă îi punem și cărniță, niște mâncare umedă, atunci mănâncă. Pliculeț, da. Fără pliculeță îi cam stau bobițele în gât. Așa e Liluța. Punem niște cărniță peste bobițe ca să intre mai bine. Mami, voi îmi face mie un Nesquik? Nu, o să mâncăm pepene acum, că m-am încălzit atât de tare de la călcat, pentru că s-a făcut foarte cald. Da, foarte și de la abur și așa. M-am încălzit și acum merge bine niște pepene rece. Mai bine de la congelator. Nu chiar de la congelator. Dar cum e bine, mi-am propus să calc ieri, am reușit astăzi. E bine, e destul de decent. Alteori îmi propun o săptămână întreagă. Poți să scoți? Scoate. Ai, nu, ce? Nu sunt așa mică ca Felix. Bine, poate să scoată, pentru că de obicei după ce tai pepenele, îl porționez așa și îl punem în caserolă. Și cojile le arunc, adică nu pun pepenele așa, jumătate de pepene în frigider sau mai știu ce. Că... Eu nu mai văd pepenele. Ieri când am fost și am cumpărat pepene, am cumpărat dita mai pepenele și din păcate era puțin stricat așa. Jumătate stricată. Nu era chiar jumătate, dar oricum destul de mult. Și după ce că și așa a fost mare și greu și m-am chinuit să-l car, mai era și stricat un pic. O, l-ai cumpărat degeaba. Păi nu, că o să mâncăm. Să mâncăm pepene rece, rece, rece. Am gustat o bucățică și maxim de rece. Ai. Maxim de rece? Hai, ia-te o bucățică. Când o să avem unde să le ținem. Abia aștept. Poți să o desfaci tu pe Lili, te rog? Stai. Alaltă. Pe acolo. Ți-a căzut calul? Da. I s-a rupt piciorul de luge, de doctor. Cum se numește doctorul de animale? Doctor de animale. Veterinar. 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 Hai că iar a căzut calul. Săracul cal. Fericire, stai, te rog. Stai, Felix.
Gata, dragilor, cam atât în acest filmuleț. Am dat la ture în seara asta cu copilașii. Deci băieții nu mai voiau să vină sus. Atât au tras camioanele alea după ei. Deja și eu și Melissa ne plictisisem dacă ne-am tot plimbat și ne-am plimbat. Și până la urmă i-am convins cu pepene și cu înghețată. Și așa au venit sus. Că altfel cred că și acum încă mai dădeam ture cu camioanele lor. Oricum erau deja destul de obosiți, mai ales că cei mari au sărit peste somnul de prânz, au adormit destul de repede. Oh. Și o să provit și eu să mă bag la somn. A terminat și mașina de spălat oase. Da, cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!